UTA a disputat ultimul său meci amical în Slovenia contra unei echipe austriece nou promovate în Liga Secundă. Formația rădeană nu a avut nicio problemă în a se impune, iar scorul a fost unul de Maidan, 7 la 1. Dominarea categorică a bătrânei doamne a fost concretizată pe tabela de marcaj minutul 16, când Fabri a înscris cu un șut plasat în stânga portarului. Omundi a dublat avantajul, iar la 6 minute după debutul primei reprize a venit și 3 la 0 prin reușita lui Cristia. Golul 4 al rădenilor a fost înscris în minutul 57 și a pur purtat semnătura lui Trif. Adversarii au marcat singurul lor gol al meciului în minutul 78. Arădenii nu au frânat atacurile nici pe final, când pe rând Cristia și Halaf au punctat.